Nu mai este niciun secret faptul că senatorul PNL de Hunedoara, Vasilică Potecă, este un politician atipic. Acesta spune lucrurilor pe nume și nu de puține ori și-a criticat colegii din Parlament, indiferent de culoarea politică. Așa a făcut-o și zilele trecute, când invitat la emisiunea La Subiect, difuzată de 1 TV Deva, Vasilică Potecă a spus clar că România se modernizează, dar nu cu viteza care ar trebui. Iar acest lucru se datorează politicienilor care nu iau măsuri necesare în acest sens. România se modernizează și aici este partea de discuție. România se modernizează. Ea nu se modernizează în viteza în care ar trebui și în viteza în care ne-am dori. Pentru că nu luăm măsurile și nu facem toate lucrurile. Da. Dar România, vrem, nu vrem, România se modernizează. Senatorul PNL de Hunedoara a spus că modernizarea României se datorează celor care lucrează în mediul privat, iar România a obținut o creștere economică remarcabilă chiar în perioada de criză, datorită muncii depuse de aceștia. Vasilică Potecă a mai afirmat că modernizarea României va continua tot datorită celor din mediul privat, întrucât presiunea lor asupra politicului în această direcție este din ce în ce mai mare. Vreau să vă spun un lucru, că în România există o grămadă de oameni care lucrează în această direcție. Vreau să vă spun că există sectorul privat în România care își face datoria. Vreau să vă spun că am avut o creștere economică cum n-am avut, și asta a fost pe timpul pandemiei și de acestor crize, cum n-am avut în acești 30 de ani. Și acesta este, să spun, este rodul minții și muncii acestor oameni din sectorul privat. Ei sunt cei care împing România înainte, împing România. Ei sunt cei care, până la urmă, vor declanșa și această parte de modernizare. Pentru că presiunea lor asupra politicului, că e de la primari de până la prim-ministri și toți ceilalți parlamentari, ei sunt cei care vor împinge și vor face că România s-a modernizat și România se modernizează. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante, puteți afla urmărind emisiunea La Subiect, în care a fost invitat Vasilică Potecă, senator PNL de Hunedoara, pe pagina de Facebook 1 TV și pe canalul YouTube omonim al postului de televiziune.